Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Împărate Ceresc Mângâietorule, Duhul Adevărului care pretutindenea e și toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te noi și ne curățește până de toată spurcăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sunt Părintele Matei Vulcănescu, fac parte din Sfânta Patriarhie a Antiohiei, una din cele mai vechi biserici din lume, întemeiată de Sfântul Apostol Petru alături de Roma și de Alexandria. Uh, mitropolitul nostru este în al preasimțitul Oner, mitropolit al Londrei, al uh, insulelor Marii Britanii și al uh, Irlandei, care face parte din Sfântul Sinod, din Sinodul Bisericii Ortodoxe Antiohiei, avândul patriarh pe, patriarch pe uh, sanctitatea sa Ioan al X-lea al Antiohiei. Dragii mei, iată de aici, din Patriarhia Antiohiei, din Sfânta Mitropolie a Insulelor Marii Britanii, din parohia noastră smerită, din biroul parohial al parohiei noastre de limbă arabă, engleză, română, greacă, da? Din păcate va trebui, nu știu, limba arabă, este o limbă destul de grea, este limba oficială a patriarhiei noastre, limba arabă, dar, bineînțeles că această patriarhie este o patriarhie deschisă către toate neamurile Pământului și de aceea încercăm ca uh, uh, să facem misiune ortodoxă. Cineva întreabă cu ce binecuvântare vorbiți dumneavoastră, Părinte Matei. În primul și în primul rând, în virtutea hirotoniei mele ca prezviter și pus ca proto, fiind pus ca protoprezviter al Bisericii Ortodoxe, Desigur că prin harul hirotoni, de fapt prin harul hirotesiei, dacă cum se numește corect, și prin hirotonia alegerea mea ca prezviter al bisericii, am succesiunea apostolică și respect ceea ce Mântuitorul Iisus Hristos spune Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la toată făptura. Ceea ce facem noi aici este propovăduirea Evangheliei. De asemenea, Biserica noastră antiohiană este o biserică misionară. Ea nu este o biserică pentru o anumită limbă, nu e o biserică pentru arabi, da sau pentru greci, sau pentru români, ci este o biserică pentru ortodoxi. De aceea misiunea noastră ortodoxă este pentru toți. Da, este o misiune pe care o facem, este un apostolat. Ne aflăm în scaunele sfinților apostoli, da, pentru că să nu uităm că în Antiohia, la fel ca și în Veria, unde am fost hirotonit am primit uh, harul uh, prezbiteratului da? uh, de către Metropolitul Panteleimonos în, uh, în Veria, în Grecia. Uh, iată că acest uh, har ne face ca să putem să propovăduim Evanghelia. Iar ceea ce facem noi atunci când vorbim de ecumenism, de oprirea pomenirii, de sinodul din Creta. Tot ceea ce facem noi este propovăduirea Evangheliei lui Hristos la toată făptura. Este normal să propovăduim Evanghelia tuturor, da? De aceea cei care sunt deranjați de această propovăduire înseamnă că sunt în Duhul lui Antichrist, nu în Duhul lui Hristos. Da? Și este rău pentru ei. Pentru că n-ai cum să fii în Duhul lui Hristos și să fii deranjat de faptul că vorbesc despre, despre patimile mărturisitorilor care au mărturisit pentru dreapta credință, despre părinții, așa, despre ereziile contemporane, înseamnă că te afli, dacă ești deranjat de aceste lucruri, înseamnă că te afli în acele erezii și asta te deranjează pentru că adevărul este deranjant. Nu este suportat adevărul. De aceea, cei care nu suportă adevărul și ca să nu se mai enerveze, le spun, nu mă mai asculta, schimbați canalul de YouTube, schimbați Facebook-ul, dați în bloc, faceți în plângere la Patriarhia Antiohiei, faceți plângere la metropolitul meu, metropolitul Siluan Oner, așa faceți plângeri peste plângeri, sau ucideți-mă, omorâți-mă, fraților, da, omorâți-mă, nu, că nu, nu mă suportați. Am primit atâtea mesaje în care mi se spune să-mi să tac odată gura aia, da, Mesaje în care mi se spune că să mi se taie limba ca să nu mai vorbesc atâta, cine o să mă reducă la tăcere un alt mesaj, da? Iată aceste mesaje care vin din partea băieților cu ochii albaștri, da? Din partea oamenilor sistemului, din partea unor oameni care nu înțeleg de fapt Ortodoxia, nu înțeleg de fapt ce înseamnă libertatea în Duh. Libertatea Duhului Sfânt. Iată, am aici o carte pe care, din care citim, se numește Religia Apostolilor. Vedeți? Vedeți ce observați? Că voi vedeți scrisul invers, da? Religia Apostolilor. De ce? Pentru că aceasta este mâna mea cea dreaptă, așa, cu care mă închin și spun slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, iar voi o vedeți ca fiind stânga. La fel cum vedeți scrisul, că începe din partea aceasta, pentru că este efectul de oglindă. De aceea vedeți o mare problemă pe care o aveți unii dintre voi este faptul că voi nu credeți pe părintele, pe cel care vorbește, nu credeți, ci pur și simplu puneți la îndoială ceea ce spune părintele. arătând o mare, mare, mare lipsă de încredere în cuvânt. Uitați, sunt de atâta timp în, deja în Marea Britanie, iar aici cuvântul este extrem de important. Aici a, a minți te exclude ca om. Nu mai ești om. Dacă minți, dacă ești un mincinos în această societate, înseamnă că nu mai ești om, nu mai ești, nu mai, nu mai ești băgat în seamă, efectiv. Uh, minciuna. De aceea cuvântul care este din gură, ceea ce vă spun eu, da? Cuvântul care este din gură uh, nu poate să fie mincinos, da? Dacă eu vă spun că mă închin cu mâna dreaptă, da? Și vă arăt că aceasta este mâna dreaptă, și voi spuneți că e mâna stângă și că eu sunt un mincinos care vă mint și mă închin de fapt cu mâna stângă, nu cu mâna dreaptă, da? Aceasta e dreapta, aceasta e stânga, da? Înseamnă că există acolo o, o ceea ce se numește o paranoia, o boală psihică, da? O boală sufletească, în care omul nu mai are, nu mai crede nimica. Nu mai poate să creadă, are îndoiala, îndoiala totală. E, frații mei, nu trebuie să ne îndoim, pentru că iată, cine cunoaște parcursul meu și faptul că de, de, 18 ani de zile pe blogul Ortodoxia Catolica WordPress.com, făcut din Veria, da, de când eram diacon în Veria, veți vedea lupta mea antiecumenistă. Da, pentru apărarea Ortodoxiei, pentru apărarea Bisericii Ortodoxe, da? Pentru apărarea Bisericii Ortodoxe de pretutindeni, da? Nu numai din România sau din Grecia, da? Această luptă pe care o facem este extrem de importantă pentru că uh, ea ne, ne readuce în matca credinței noastre și ne face în așa fel încât să nu ne pierdem drumul evanghelic, drumul pe care Hristos ni l-a dat în, în credința cea adevărată. da. Aici nu este vorba despre, uh, despre Părintele Matei sau despre Părintele X sau Y, ci este vorba despre Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Iar noi avem această datorie, da, de a predica cuvântul lui Dumnezeu până la marginile pământului. Suntem apostolei lui Hristos. Și fiecare dintre noi trebuie să fie apostol al lui Hristos. De aceea, în această carte numită Religia Apostolilor, scrisă de Stephen de Young, da, creștinismul ortodox în primul secol după Hristos, vedem un lucru extrem de interesant. Se vorbește despre despre prezviterii bisericii, da? Pentru că, vedeți, v-am spus, spus, lucrul acesta și v-am citit despre ce înseamnă prezviter al bisericii. Terminologia Noului Testament referitoare la biserică reflectă această continuitate. Cuvântul eclesia, eclesia, da? Pe care îl traducem de obicei prin biserică, este același cuvânt folosit în, în textul grecesc al Vechiului Testament, adică în Septuaginta, și tradus în general prin cuvântul adunare, da? De-a lungul Torei, în special adunarea reprezintă adunarea poporului lui Dumnezeu, da? După ce au intrat în stăpânirea pământului moștenit al alți termeni simbolici, devin mai frecvenți folosiți. Scriitorii noului legământ, consideră că în această viață adunarea creștină, nou popor al lui Dumnezeu, se află într-o călătorie care are drept finalitate moștenirea promisă și din nou adunarea devine cel mai bun termen descriptiv. Vedem la 1 Corinteni 10, 1 cu 5, 1 Petru 2, 9 cu 12. Se poate vedea clar că însă, însuși conceptul de adunare, de biserică, da? Biserică înseamnă adunare, adunare înseamnă biserică. Adunarea poporului lui Dumnezeu înseamnă biserica. Nu se bazează pe înființarea unei instituții, da? Din cauza întârzierii neprevăzute a celei de-a doua venire a lui Hristos, ci mai degrabă pe continuitatea dintre popoarele lui Dumnezeu din vechiul legământ, din primul legământ, din vechiul legământ și din nou legământ. Formarea adunării creștine și, important de menționat, rânduirea conducerii sale nu începe odată cu un grup de epistole ulterioare la sfârșitul secolului III. Din potrivă, este limpede că începe în timpul vieții lui Hristos. Adunarea și purificarea rămășiței lui Israel a început înainte de slujirea publică a lui Hristos, în lucrarea Sfântului Ioan Înainte Mergătorul, care a adunat un grup de ucenici la râul Iordan iar aceștia au devenit ulterior următorii lui Isus Hristos. Evenimentul constitutiv pentru formarea poporului vechiului legământ fusese botezul în Moise, 1 Corinten 10 cu 3. Apoi evreii au fost conduși prin Ținutul Iordanului de Iosua Navi, da, de Iesua, da, pentru a învinge puterile spirituale ale răului și a revendica o moștenire. În tocmai precum comunitatea vechiului legământ adunată sub Moise, acest popor nou adunat este o mulțime diversă de nații, aflată acum sub conducerea unică a lui Hristos. Mai mult, Hristos este cel care întemeiază structuri de autoritate paralele cu cele ale vechiului legământ. Cei 12, identificați mai întâi ca ucenici, iar apoi ca apostoli, se află în raport direct cu cei 12 patriarhi, care au fost rămoșii părinții lui Israel. În același mod, apostolii aveau să devină părinții noii adunări. 1 Corinteni 4, 14-15 În plus, Hristos i-a numit pe cei 70 sau 72 în unele manuscrise, dându-le autoritate peste adunarea ucenicilor săi. Luca 10, 1-20 în memoria Bisericii este păstrată conștientizarea că mulți dintre primii stătători ai Bisericii, pe care îi vedem evidențiindu-se în faptele apostolilor și literatura epistolară, provin din cel de-al doilea grup. Acest grup de apostoli, da, atenție mare, acest grup de apostoli este asemănător cu bătrânii sau prezviterii numiți de Moise pentru a-l ajuta în conducerea poporului. Care erau de asemenea 70. Da? La număr, după cum spune, la număr 11, 17, 16. Această instituție a ființat, pe tot parcursul vechiului legământ, ce a devenit sinedriul din primul secol. Deși este posibil să nu fi avut titluri oficializate și distincte, în comunitatea dedicată lui Hristos au existat noi patriarhi, noi prezviteri ai poporului. Da? Dar și bărbați și femei care l-au slujit pe Isus și l-au însoțit. Aceștia din urmă pot fi considerați un grup paralel cu leviții care slujeau în cort și templu, și în jurul acestora și cu femeile care slujeau la poarta tabernacolului. Așa cum apostolii și adunarea creștină din jurul lor au continuat să se roage la templu din Ierusalim și să participe la slujbe chiar și să predice în sinagogi, tot așa au menținut aceste structuri de autoritate în cadrul comunităților. Ca și în cazul celor 12 patriarhi, rolul special de apostol nu a fost, deci acest rol special de apostol, această stare, da, o vedem transmisă mai departe prezviterilor. Da? Ca și în cazul celor 12 patriarhi. Da. La 1 Corinteni 4, Sfântul, Ap Sfântul Pavel, Descrie slujirea apostolică. În acest paragraf, el nu numai că zugrăvește rolul unui apostol ca fiind uh, cel de tată născător sau duhovnic, da? Este cel care te naște în Hristos, da? Așa. Sfântul Timotei, da, vedem că este, fiul, este numit Fiul Său, Fiul Său Duhovnicesc, în sensul că un fiu este chipul Tatălui Său, da? Vedem lucrul acesta. Sfântul Timotei uh, are autoritatea da, de a numi prezviteri, da, adică ceea ce numim astăzi preoți, da, prezviterei poporului și pe cei care vor sluji sau vor, fi, vor face diaconia, da, în cadrul acestei adunări. 1 Timotei, uh, capitolul 3. Această relație care a existat și între ceilalți apostoli și proprii ucenici se află la temelia succesiunii apostolice. Succesiunea are două elemente. Da, atât o continuitate istorică, cât și continuitatea harică, da și dogmatică, da, a uh, învățăturii de credință, adică. În textele Noului Testament, în, în cele mai vechi documente care descriu la bisericii, vezi didahia, uh, părinții apostolici, la părinții apostolici putem sesiza uh, această denumire de prezbiterii prezviteriu, da, iată. Și prezviterii pot avea rol de episcopos, adică să, epi, să supravegheze, da, să supravegheze uh, turma de credincioși, da. Deci vedem aceste termeni episcopos și prezviteros ca fiind interșanjabile la începutul creștinismului. Este un lucru extrem de important, da. Iată, iată, deci, că în biserica ortodoxă avem, avem uh, această continuitate apostolică în care prezviterii bisericii și episcopii bisericii care uh, au uh, acest har de la Dumnezeu de a conduce turma de credincioși pe calea mântuirii. Și este extrem de important să rămânem în cadrul acestei ierarhii. Da, este extrem de important. De asemenea, Părintele Ioanis Romanidis, în dogmatica sa empirică, scrisă prin mitropolitul Nafpactosului Eroteos, ne spune un lucru extrem de interesant și anume despre faptul că, vedeți, astăzi există după botez, se face taina mirungerii, nu? Și chiar dacă cineva este mare după botez, dacă este venit de la catolici, protestanți și așa mai departe, este miruns, da? E, Părintele Ioanis Romanidis și alți uh, cercetători uh, ai Sfinților Părinți și ai Sfintei Scripturi spun că, uh, spun un lucru foarte interesant și anume că mirungerea nu este același lucru cu transmiterea Harului Duhului Sfânt care se făcea prin punerea mâinilor. Și vedem această neînțelegere care se întâmplă și anume că uh, se, uh, uh, se face mirungerea ca și cum ar fi punerea mâinilor pentru primirea harismelor Duhului Sfânt. Nu! Uh, nu este același lucru pentru că pecetea darului Duhului Sfânt este o pecetluire a faptului că harul Duhului Sfânt deja există. Prin ce? Prin punerea mâinilor. Vedem la fel în faptele apostolilor când uh, Sfinții Apostoli întreabă pe aceia ați voi pe Duhul Sfânt și ei spun nu, nici nu știm cine, ce este acesta Duhul Sfânt. Uh, ei au fost Ioan. Și atunci și-au pus mâinile peste ei și în clipa aceea Duhul Sfânt a venit peste ei și au început să primească harisme de la Duhul Sfânt. Deci trebuie să știm că această practică a punerii mâinilor este o practică necesară în biserică după taina botezului de primirea Duhului Sfânt. Iar mirungerea este doar o pecetluire a venirii Duhului Sfânt. De aceea vedeți că cei care sunt primiți în biserică doar prin faptul că sunt pecetluiți, în ce fel au primit ei Duhul Sfânt? Vedeți? Cum au primit? Când au primit ei pe Duhul Sfânt? Da. Vedem că punerea mâinilor se face și atunci când cineva, deci ca cineva să fie preoție împărătească, neam sfânt, prezbiterul sau episcopul își pune mâinile peste el după botez, ca să primească, și se roagă pentru el ca să primească harismele Duhului Sfânt, fraților. De aceea spune Sfântul Apostol Pavel că pe unii a pus Dumnezeu în biserică mai întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, al treilea pe cei cu darul facerilor de minuni, darul felurimii limbilor, darul tâlcuirilor și așa mai departe, darul vindecărilor. Păi iată că aceste daruri din biserică ele se, ele se manifestă atunci când vine Duhul Sfânt prin punerea mâinilor. Lucru care, din păcate, astăzi vedem în Biserica Ortodoxă, deja probabil de o de ani sau mai mult, mai mult de o de ani, uh, lipsește. Uh, se pun în mâinile atunci când cineva este hirotesit, adică ceea ce numim astăzi hirotonie, era de fapt hirotesie, hirotonia înseamnă ridicarea mâinii, iar hirotesia înseamnă uh, ceea ce numim astăzi hirotonie, deci punerea mâinilor, punerea mâinilor se numește hirotesie, nu hirotonie, da? Asta e cuvântul grecesc original, da? Uh, și atunci, iată că avem în biserică prezviteri, clar, avem episcopi, așa, și uh, aceștia, apoi celelalte trepte, avem diaconi, da? Toate celelalte trepte pe care le avem în biserică, nume, anume, mitropoliți, patriarhi, arhiepiscopi, episcovicari protoprezviteri, știu și eu, iconom stavrofori și așa mai de protodiacon sau arhidiacon sau toate aceste denumiri sunt niște denumiri care n-au nicio valoare harică, da? Treptele bisericești sunt acestea pe care, pe care le are biserica în mod clar episcopatul cu prezviterii, da? și diaconatul ca o funcție uh, separată de slujire în biserică. Dar pe lângă aceasta, punerea mâinilor se face în biserică pentru toți cei care devin creștini. Da, uh, atunci când uh, există o rugăciune foarte interesantă în molitfelnic, care păstrează, este o reminiscență a acestei, uh, acestei punerea mâinilor. Și culmea, când se citește aceasta la rugăciunea numită de de ochi, da, exact, foarte interesant. Spune așa, după rugăciunea anumită de de ochi, pentru a pleca energiile demonice, prezviterul își pune mâinile peste credincioși și spune Harul Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cel da Sfinților să-i uceni și apostoli zicând, pe bolnav mâinile veți spune și bine le va fi, același dar și har este și noi smeriții și în mine smeritul și nevrenicul prezvite robul tău. Să te tămăduiască pe tine, să-ți să transmită ție harismele Duhului Sfânt, da? Să te tămăduiască pe tine de toată boala și toată neputința și să te dăruiască bisericii sale. Întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, bine umblând și păzind poruncile lui Dumnezeu. Amin. Vedeți, aceasta este de fapt rugăciunea de punerea a mâinilor. Și vedeți unde s-a păstrat la de ochi. De ce? Pentru că, observându-se că oamenii, neavând pe Duhul Sfânt, da, neavând pe Duhul Sfânt, ei uh, 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 erau influențați de energiile demonice, s-a uh, uh, pus rugăciunea asta numai ca o necesitate atunci, nu? Este o rugăciune pe care o vedem, la, deci este o invocare a venirii Duhului Sfânt asupra noului botezat, pentru că prin botez el primește darul în fierii, da? Primește darul în fierii, se curăță de toate păcatele săvârșite până la botez și primește haină de lumină, dar trebuie să primească și harismele Duhului. Și atunci, prin punerea mâinilor, el primește harismele Duhului și nu prin mirungere, care mirungere este doar o pecete sau o ștampilă, o, ca și cum am spune, o adeverință din partea Bisericii, anume că acel om a primit harisma, a primit darul Duhului Sfânt. Vedeți, înțelegeți exact diferența fundamentală uh, pe care o avem între taina, între ceea ce numim noi mirungere, da sau chrismation, sau uh, agiomiro, da, și punerea mâinilor, da? prin care fiecare credincios nu, nu trebuie să fie păgubit devenirea harismelor Duhului Sfânt prin punerea mâinilor. Din păcate, acest lucru, din păcate, acest lucru în mod rău a fost pierdut, da? A fost pierdut și, uh, iată că, uh, lucrul acesta a creat această ruptură dintre cleri și credincioși sau așa numita erezie clericalistă, care o vedem extrem de accentuată la Romano Catorii sau papistaj, de fapt, cum îi numim în mod real. Da? Deci, iată că, vedem uh, lucrul acesta, așa, faptul că uh, noi, noi, transmitem pe Duhul Sfânt, da? Dăm mai departe pe Duhul Sfânt celor care sunt botezați și catehizați, pregătiți pentru botez, da? Este extrem de important să cunoaștem lucrul acesta pentru că Biserica are continuitate apostolică atât prin episcop, cât și prin prezviter, cât și prin credincioși, da? Ei sunt în această continuitate apostolică cu toții, da? Deși uh, prezviterii, și episcopii sunt cei care conduc turma de credincioși pe calea mântuirii, deci sunt separați, da, de credincioși, de, de ceilalți credincioși. Există această separație, această separație se află însă în interiorul trupului lui Hristos, care este biserica. Deci iată dragii mei, lucrul acesta vreau să vi-l spun, care este extrem de important. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și țineți aproape. Ca să Facem o concluzie, da? rugăciunea de punerea mâinilor, de, de venirea Duhului Sfânt, de venirea Harului Duhului Sfânt este o rugăciune necesară după botez. Mirungerea este uh, doar o pecetluire a venirii Darului Duhului Sfânt asupra creștinului. Așa ne spune Părintele Ioanis Romanidis din Învățătura a Sfinților Părinți. Ceea ce astăzi s-a făcut, așa numitele taine de inițiere, în care avem botezul, mirungerea și împărtășanie împreună, așa. Păi da, unde e unde punerea mâinilor, unde-i venirea Duhului Sfânt, unde e rugăciunea de invocare a Duhului Sfânt peste credincios? Nu este, dar o vedem în Noul Testament. De ce lipsește? Iată că foarte multe lucruri lipsesc, de aceea rugăm pe Duhul Sfânt ca cele cu lipsă să le plinească da, în Biserica lui Hristos, pentru că iată ne aflăm în Biserica lui Hristos, ceea ce vă spun sunt lucruri extrem de importante ca să vă înțelegeți voi ca și așa numiți mireni, e un cuvânt de la mir care înseamnă pace, așa, mirenii să înțeleagă rolul lor în biserică, da? Voi nu sunteți niște mobilă în biserică, Asta trebuie să înțelegeți, nu sunteți niște mobilă în biserică, aveți un rol în biserică, un rol extrem de important, aveți în primul rând rolul apărării Ortodoxiei, vă știți lucrul ăsta. Așa spun Sfinții Părinți și așa spune Sinodul de la Constantinopol de la 1824, spune că poporul este gardianul sau apărătorul Ortodoxiei. Deci cu alte cuvinte, iată că acest rol care ar trebui să-l aveți voi care sunteți mireni, așa, a dispărut pentru că vi s-a spus că voi trebuie doar să faceți o ascultare oarbă. Există o bună ascultare atunci când ascultăm de Hristos și o ascultare oarbă atunci când ascultăm de diavol și când ascultăm de erezie. De aceea ascultarea nu se face fără discernământ. Există o ascultare în libertate și de aceea rolul vostru este extrem de important. Trebuie întotdeauna să vă luați acest rol în serios de apărător ai ortodoxiei, să primiți punerea mâinilor, da? să primiți harul Domnului nostru Iisus Hristos, să-l primiți prin punerea mâinilor, așa cum spune în rugăciune, da? pentru că este extrem de important să primiți harul Duhului Sfânt și apoi să vă împărtășiți cu trupul și sângele lui Hristos în Dumnezeindu-vă în fiecare sâmbătă și duminică. Este extrem de important. Dacă nu ne împărtășim cu Hristos în fiecare duminică măcar, noi murim duhovnicește oameni buni. Da. Iată părintele Mihail Stanciu, să rămână părinte, ne spune că mir înseamnă pace, dar și lume în limba slavonă. Mulțumim părintelui Stareț, părintele Mihail Stanciu, pentru frumoasa intervenție și cerem binecuvântarea. Iată, dragii mei, importanța, importanța aceasta, faptul că la botez, deci după ce cineva este botezat, trebuie să-i se pună mâinile peste el și să se spună Harul Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cel dat Sfinților să-i și apostoli zicând, pe bolnav mâinile veți spune și binele va fi acest, har, acest dar și har, care este dat și mie smeritului robului tău, să-ți dăruiască ție harizmele Duhului Sfânt, să aducă Duhul Sfânt în tine. Să... Deci această rugăciune de invocare a Duhului Sfânt, care să-i dea harizme celui nou botezat și la momentul în care se observă prezența harizmelor, zice Părintele Ioanis Romanidis, de-abia atunci este ștampilată sau adeverită sau pecetluită venirea harizmelor, prin ce? prin mirungere și se spune pecetea darului Duhului Sfânt. Peceta darului, deci peceta darului Duhului Sfânt nu conferă un har special, zice Părintele Ioanis Romanidis. Nu, ci este o pecetluire, este o, o faptul că biserica adeverește că acea persoană botezată și care asupra căreia s-a pus mâinile peste el ca să vină Duhul Sfânt, prime, are cu adevărat darurile Duhului Sfânt este cu adevărat, cu adevărat devine membru al Bisericii Lui Hristos în preoția împărătească. Nu mai este un idiotes, da? Nu mai este un idiotes, uh, ci este un, un membru al preoției împărătești. Cineva întreabă, cât de mult ajută Sfântul Maslu dacă nu ne împărtășim, Părinte? Trebuie să știm că la Epistola Sfântului Apostol Iacov spune că dacă este cineva bolnav între voi să cheme prezviterii bisericii și acela cu rugăciune și un gândul cu un delem sfințit uh, va fi uh, va fi, se vor ierta păcatele și va fi ridicat din boală. Trebuie să știm că uh, Sfântul, Maslu, uh, Sfântul Maslu se face numai cu Sfânta Liturghie. Este, devine parte din Sfânta Liturghie, adică cel bolnav acasă, îi se aduce, se face Sfânta Liturghie, se vine cu Sfântul Potirie împărtășit acela și apoi este uns cu un delen sfinții și cu rugăciune pentru vindecarea lui de șapte ori în șapte zile. De aceea sunt șapte rugăciuni și șapte citiri, pentru că de fapt se face câte o citire pe zi, iar după a șaptea zi, Creștinul se ridica din pat sau în voia lui Dumnezeu era în funcție de cum vroia Dumnezeu îi se făcea acelui a care fusese bolnav. De aceea vedem în cartea lui Miloșević Tainele unite cu Sfânta Liturghie este o lucrare de doctorat de la Salonic în care se vede clar că Sfântul Maslu nu există fără Sfânta Liturghie și bineînțeles fără prezența duhovnicului, fără spovedanie. Deci, dacă nu, dacă nu ne curățim sufletul prin taina spovedaniei, dacă nu ne împărtășim, a face doar un ritual cu ulei simplu nu are nicio valoare. Încă un lucru extrem de important. În Biserica Ortodoxă nu există ritualuri, noi nu avem ritualuri. Frângerea pâinii nu este un ritual sau Sfânta Liturghie. Uh, ungerea cu, sfânt, cu mir nu este un ritual. Acestea nu sunt ritualuri, da? De aceea trebuie să ne debarasăm de gândirea păgânească de gândirea care ne, ne rupe de Hristos și de Biserica Ortodoxă și de transformarea, de transformarea Bisericii într-un soi de, sau a liturgiei într-un soi de am adus daruri ca să primesc. Nu! Darul care se aduce la altar suntem noi înșine, trupurile și sufletele noastre. Da, rugăciunea originală spune, ale tale, dintr-o ale tale, ție ne aducem întru totul și pentru totdeauna. Deci, noi ne aducem lui Hristos întru totul și pentru totdeauna și Hristos vine pentru noi. Aceasta este extrem de important să înțelegem de fapt ce spune cu adevărat Sfânta Liturghie, cine suntem noi ca și creștini, de ce, iată, în sute de ani, lucrurile s-au modificat în rău, din păcate, așa-numita Evlavie. De exemplu, iată, un lucru extrem de important pe care îl găsim la părinții, la, la Sfântul Ioan Damaschin și la părinții vechi, care spun că în afara trupului lui Hristos, în afara agnețului, da? În afara agnețului, da? Nu există, nu ai voie să pui părticele. Deci părticelele. Adică Maica Domnului, miridă pentru Maica Domnului, miridă pentru Sfinții Apostoli, pentru Sfinții Îngeri, pentru Sfinții, uh, uh, cele 9 cete ale Sfinților, pentru vii, pentru adormiți. Nu au ce căuta pe Sfântul Disc. Pe Sfântul Disc se pune doar trupul lui Hristos. Pentru că toți creștinii, toți Sfinții sunt înglobați în trupul lui Hristos, care este biserica. Înțelegeți? Deci, iată cum în timp așa zisa Evlavie, duce la păgânism, duce la a crea de fapt un fel de vudu. Adică ieșirea din matca autentică a ortodoxiei. Și slavă Domnului că slujind foarte multe sfinte liturgii și liturgia Sfântului Ambrozie și liturghii occidentale, în Grecia există o mare o mare la fel și ca și în Patriarhia Antiohiei, există o mare deschidere liturgică, da. Și slujim, avem binecuvântare să slujim ce liturgie vrem noi, atâta timp cât nu este eretică, da? Este mare lucru, e mare lucru. Bineînțeles, avem liturgia clasică, Sfântul Ioan Gură de Aur, aceasta o slujim mereu. Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie, Papa Romei în postul, în postul păresimilor, dar există și celelalte liturghii și lucrul acesta este extrem, extrem de important. Ne-am bucurat foarte mult că episcopii noștri din Patriarhia Antiohiei, atunci când slujim într un spațiu mai mic, nu mai poartă mitră, nu mai poartă sacos, da, nu mai poartă sceptru imperial, ci sunt îmbrăcați ca simpli ca prezviteri, adică ceea ce sunt ei, ca episcopi, veșmântul de episcop este identic cu veșmântul de prezviter pentru că episcopul nu are un har mai mare decât harul prezviterului, da? El are binecuvântare din partea bisericii, ca să hirotonească, da, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, dar nu care un har în plus. Prin hirotesia care se face pentru episcop, lui, el este pus în acea funcție, da, prin hirotesie și îi se dă putere ca să poată să ducă această misiune grea de a supraveghea parohiile, da, dintr-un oraș sau dintr-o zonă, da, care el este responsabil pentru coordonarea bisericii. Iată slavă lui Dumnezeu că în biserica noastră antiohiană avem ceea ce se numește sintronos. Adică tronul împreună, asta înseamnă că episcopul împreună cu ceilalți previzvitori împreună cu mine, păcătosul, da? discutăm toate problemele bisericii noastre împreună aici în, în, Marea Britanie da? și în Irlanda. Da? Deci este o discuție împreună pe care o facem. Ne sfătuim. Episcopul, de exemplu, iată, a pus o problemă chiar uh, recent, părinte, părinți, tuturor părinților din Sintronos, uh, următoarea problemă și anume, credeți că ar trebui să adăugăm o rugăciune pentru pace, pentru ceea ce se întâmplă în Ucraina, pentru războiul fratricid de acolo? Și eu am spus, m-am ridicat și am spus uh, lucrul acesta, și apoi au mai fost și alți părinți care m-au întărit și anume nu este nevoie pentru că biserica deja în Sfânta și Dumnezească liturgie se roagă pentru pace. Deci aceasta este o chestiune înglobată, însă jertfa Mântuitorului Hristos aduce pacea în lume. Faptul că acolo nu mai este pace este datorită trădării credinței ortodoxe pe care și rușii și ucrainenii au făcut-o pentru, pentru, faptul că s-au lepădat de Hristos, pentru faptul că nu l-au urmat pe Hristos pentru aceasta, pentru materialismul lor, pentru materialismul acelui popor, acel popor este pedepsit, iată, prin această vărsare de sânge care nu este plăcută lui Dumnezeu. Dar iată, faptul că acolo se scrie, în loc să se spună slavă lui Hristos Dumnezeu, se spune slavă Ucrainei, asta e o blasfemie pe care aceștia o fac. Și iată că Dumnezeu permite toate aceste lucruri în această nebunie care este războiul. De aceea, bineînțeles, mitropolitul nostru a acceptat opinia noastră, și uh, nu am mai făcut o rugăciune specială, așa ca să arătăm că ar fi un moment special lucrul acesta. Nu, ea este înglobată în însăși în, însăși jerfa, în, însăși, uh, um, în, în însăși cina aceasta, în însăși uh, frângerea pâinii, în însăși rugăciunea care se face uh, în biserică Îngerul de Pace. Care vine și, uh, și face pace în lume, deja este acolo, înglobată. Nu trebuie să amintim în mod special lucrul acesta. De aceea, iată, încercăm să, să trăim în această libertate în Hristos, în această bucurie a libertății în Hristos, de a spune ce gândim, de a problematiza, de a arăta niște lucruri care, a nu fi închistați în niște, în niște ritualuri, da. Deci a fi așa numită în România, am auzit că există chestiunea aceasta, că dacă preotul, va, vai doamne, nu pune părticelele acolo, e caterisit. Deci eu am întrebat pe toți episcopii, care cunosc mai mulți episcopi, Spuneți-mi și mie, ce canon reglementează Sfânta Liturghie? Există vreun canon care să spună cum să faci Sfânta Liturghie? Există vreun canon care spune, sau vreo dogmă, care să reglementeze liturgia? Nu există. De ce? Păi iată, pentru că, pentru că biserica nu are ritualuri. Biserica nu are un ritual anume. Este vorba despre frângerea pâinii și această frângere a pâinii, da, rugăciunile și psalmii și uh, venirea și toate aceste lucruri care te pregătesc de fapt pentru momentul în tale prin frângerea pâinii care este însuși Iisus Hristos. De aceea se spune în original să luăm aminte Sfântul Sfinților. Unule Sfinte, Unule Doamne Întregitorule, întru slava Lui Dumnezeu Tatăl. Da. Pre tine nu mai te lăudăm. Pre tine doar te binecuvântăm. Ție doar îți mulțumim, Doamne. Da, iată, această, deci, Sfânta Liturghie Apostolică, da? Pentru că vă citesc din Liturgia Apostolică și din Liturgia Sfântului Ambrozie, da? Vedeți cum, da, și Ioan Gură de Aur, că și Ioan Gură de Aur e modificată însă, Așa, vedem uh, cum uh, accentul este pe ce? Pe Hristos. Este hristocentrică. Da? Uh, acum noi ne-am pierdut, am adăugat și acționul cu vine se cu adevărat. E, e, frumos asta, dar nu spune în liturgie. Așa, am adăugat tot felul de cântări peste rugăciuni și așa mai departe. Când avem novela lui Justinian, care a fost acceptată sinodal de Biserica Ecumenică Ortodoxă, care spune că toate rugăciunile liturgiei trebuie să fie rostite cu voce tare. Lucrul acesta este în novela lui Justinian. Uh, trebuie să știți că uh, cel care m-a primit pe mine în Biserica Greacă și anume Arhiepiscopul Greciei Hristodulos uh, a avut o mare deschidere liturgică și a încercat o renoire liturgică, Dumnezeu să-l ierte, a murit între timp și n-a reușit să o ducă la capăt, dar a început o mare renoire liturgică, de aceea cărțile liturghiconul grecesc, să știți că sunt mult mai bine făcute și mult mai bine puse la punct și uh, uh, cercetate decât liturgierul românesc, de exemplu, sau liturgierul rusesc, sau slavon și asta. Și noi... Uh, în Patriarhia Antiochei, slujind după liturghierul grecesc. Așa. De aceea, iată iată importanța importanța venirii la Hristos în mod corect. Și, bineînțeles, dacă veți citi, de asemenea, Canonul Ortodoxiei al Părintelui Ioanică Junior, veți vedea că tot ceea ce spune Părintele Matei Vulcănescu aici, în fața voastră, nu este o, o, o aberație din capul lui, da? ci este adevărul pe care, iată că nu numai eu l-am descoperit, l-a descoperit și Părintele Ioan Ica Junior, dita mai volumul, uh, se numește Canonul Ortodoxiei, chiar l-am aici, uitați ia să-l scot eu chiar de aici, din biblioteca aceasta a parohiei, ia uitați -i. Canonul Ortodoxiei, da, ăsta este, ăsta este sinodul 7 șap șapte ecumenic. Extraordinar și ăsta. Dar pe lângă ăsta avem aici și celelalte, avem și numărul 1, da? Iată, o să le iau și pe numărul 1. Acesta, numărul 1. Deci numărul 1, canonul apostolic al primelor secole. Aici veți găsi anaforale liturgice din primele veacuri creștine. Veți găsi foarte multe lucruri importante legate de pseudomorfoze și cum în timp s-au stricat lucrurile. De exemplu, această slavăție celui ce ne-a arătat nouă lumina, da? Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Când se spunea sfârșitul utreniei? Nu. Ea avea rolul ca să se spună după ce ne-am împărtășit cu Hristos, pentru că Hristos este lumina și după ce ne-am împărtășit cu Hristos, am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel Ceresc, am primit credința cea adevărată, nedespărțitei Sfintei Trinități închinându-ne. Deci iată că și apoi prezviterul spunea după ce s-au împărtășit toți credincioșii în Dumnezeindu-se prin Sfânta Împărtășanie, spunea slavă ție celui ce ne arătat lumina. Și apoi cântau, cântau psalții, cântau slavă într cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Deci iată locul corect al acestei slave, da? Vedeți, toate lucrurile acestea nu se cunosc pentru că nu se citesc aceste cărți. Le găsiți și în limba română, fraților, și în limba română. Multe, bineînțeles, sunt în limba greacă, dar foarte multe sunt și în limba română, unde putem să înțelegem realitatea liturgică corectă. Da. Pentru că această încrâncenare în ritualuri duce, de fapt, la o păgânizare a creștinismului. Gândiți-vă că esența, esența păgânismului este aducerea de jerfe. Da? Noi ce facem? Aducem jerfe. Aducem făină, aducem ulei, aducem vin, aducem pâine, aducem colive, aducem jerfe la idol. Deci este o chestiune. Noi nu înțelegem că de fapt noi suntem jerfa. Noi se pune pâine și vin pentru că Hristos a luat pâine și vin. Da? Care, dar această pâine și vin care sunt aduse numite Sfintele Daruri, da? Sunt de fapt, ne simbolizează pe noi trupurile și sufletele noastre, despre care Sfântul Apostol Pavel spune că trupurile noastre le aducem ca jertfă vie lui Dumnezeu, așteptând să murim pentru Hristos, pentru că creștinul adevărat nu poate aștepta altceva decât martiriul, moartea pentru Hristos. El nu poate să aștepte altceva în viață, să-și cumpere mașină, să-și cumpere casă, să, să le facă copiilor un viitor bun, să intre... Copiii la facultate, nu este e scopul creștinului. Scopul creștinului este să moară pentru Hristos, fraților. Și atunci fiecare liturghie este o jerfă totală pe care noi ne, ne dăruim lui Hristos ca jerfă vie. Da, ale tale, dintr-o ale tale, ție ne aducem întru totul și pentru totdeauna. Pre tine doar te lăudăm, pre tine doar te binecuvântăm, ție doar să mulțumim. Da, este extraordinară această legătură. Da, și vine, vine Tatăl Ceresc, îl trimite pe Fiul Său în chipul pâinii și al vinului pe Sfânta Masă. Aceasta este învățătura creștină. Gândiți-vă cât s-au alterat aceste învățături și Părintele Ioanică Junior în această lucrare spune cum a devenit liturgia ortodoxă o liturgie scolastică. Cum s-a ajuns la ceea ce se numește prefă pâinea aceasta prefă vinul acesta, acestea sunt magie cu prefacere, nu este în prefacere pur și simplu aceasta e taina lui Dumnezeu că vine în chipul pâinii care deja o am adus-o și în chipul vinului pe care deja l-am adus, e însuși Iisus Hristos, asta e taina nu e nicio prefacere, nicio transubstanțiere sau transubstanțio asta este o gândire de tip uh, uh, romano-catolic și a fost introdusă foarte târziu, trebuie să știți că a fost introdusă în secolul XIV de către, din păcate, sponsorizată de Nicolae Cavasila. Um, și a de ce? Pentru că în secolul XIV el a tipărit toate liturghiile la Veneția sub cenzura venețiană și nu putea să tipărească aceste cărți decât cu adăugirile date de cenzorii iezuiți venețieni. De aceea, noi avem o liturgie, din păcate, care, în care există această, aceste transformări cu altarul cel mai presus de ceruri, da. Nu există un altar mai presus de ceruri. Altarul un singur, acela, da. Împărăția lui Dumnezeu este vine pe pământ, este pe pământ, da. Este liturgia, este împărăția lui Dumnezeu care este Hristos însuși, da, cu care noi ne împărtășim și ne dumnezeim. Aceasta este realitatea Hristică, da, pe care o vedem, o vedem, este minunat că în secolul acesta foarte multe scrieri au fost descoperite. Robert Taft ne vorbește de lucrurile acestea și Juan Mateos, care sunt greco-catolici care au studiat uh, liturgia ortodoxă, ne vorbește despre, din punct de vedere arheologic, despre toate aceste lucruri pe care noi le trăim și le vedem astăzi, uh, dacă le vedem acolo unde există deschiderea liturgică către uh, înțelegerea corectă asupra ceea ce se întâmplă. Pentru că vedeți, dacă nu există această înțelegere corectă, atunci totul se transformă într-o magie, într-o religie, uh, într-o uh, într instituție, o instituționalizare a Bisericii. Slavă lui Dumnezeu că noi aici, în Anglia, episcopia, mitropolia noastră nu este o instituție, înțelegeți. Și noi suntem o instituție în fața statului englez, suntem recunoscuți de statul englez ca instituție, ca și uh, biserică ortodoxă, ca și biserica ortodoxă Sfântul Eduard și Sfânta Paraschevii, suntem recunoscuți direct de statul englez, slavă lui Dumnezeu că suntem recunoscuți ca și uh, biserică oficial, da? Și mitropolia noastră este recunoscută tot ca biserică oficială, dar asta nu înseamnă că noi suntem instituționalizați, da? Suntem uh, familii în Hristos care ne ajutăm unii pe alții. Da? Ne ajutăm unii pe alții, ajutăm, suntem familii în Hristos, suntem frați în Hristos, cu toții, așa și ne ajutăm unii pe alții ca să creștem în Hristos. Și este minunat că suntem, nu suntem într-o biserică din aceasta instituționalizată, cum e Biserica Greacă, ci suntem într-o biserică vie care, uh, care aduce la Ortodoxie pe protestanți și pe romano-catolici care, după cum știm, sunt păgâni și îi trebuie aduși la credința cea adevărată, la biserica cea una și unică a lui Dumnezeu. Vă mulțumesc foarte mult, sper că nu m-am lungit prea mult cu aceste cuvinte și sper să vă fie de folos Dumnezeu să vă binecuvinteze.